Călin, cu atenție sporită, a venit în România în 2004 și în 5 ani a creat prima companie More Real Estate Services, care a ajuns în top 10 firme de profil din România. După ce a început criza, a deschis încă o linie de business în domeniul energiei regenerabile, More Green Energy, ajungând în 2 ani în top 5 din România. În 2012 a înființat Asociația Română de Biomasă și Biogaz, al cărei președinte este și în prezent. În 2014 a creat More Solutions, o companie care oferă servicii de consultanță, traininguri pentru IMM-uri și startup-uri, fructificând peste 10 ani de consiliere și pentru peste 300 de companii și antreprenori. A creat primul blog de imobiliare din România și a început în 2008 una din primele campanii de personal branding din țară. Scrie articole și analize pe diverse teme, atât în media din România, cât și din alte țări. La întrebarea de ce Business Days, Ilias Papagiorgiadis răspunde: sunt un grec venit în România în 2004. Mă aflu aici pentru a împărtăși audienței propria mea teorie, pe care am aplicat-o de-a lungul timpului pentru a demonstra că pot începe de la zero și crește un business. În 5 ani am ajuns în top 10 România în real estate, cu singura firmă care nu era multinațională. Sunt un non-specialist care a intrat în sectorul regenerabilelor din pasiune în 2010 și care a devenit între timp președinte al unei firme din top 5 firme din sectorul, președintele Asociației Române de Biomasă și Biogaz. Am consultat de-a lungul timpului 300 plus companii cu persoane private, în vederea identificării avantajelor pe care le au pentru a crește afacerea. Teoria lui spune așa, că s-a născut din capacitatea înnăscută de a identifica oportunități, de a vedea cu claritate atât ansamblul cât și esența. Ceea ce am prezis de-a lungul timpului, de la criza din Grecia și până la argumentarea creșterii economice care se întâmplă acum în România, s-a adeverit în fiecare secundă și de fiecare dată. L-am întrebat pe Ilias cum ar defini inovația în 3 cuvinte: idee, implementare, muncă. Titlul prezentării sale este The Mirror Theory, un concept revoluționar care ne schimbă perspectiva asupra vieții și afacerii noastre. Ilias Papagiorgiadis! Bună ziua! Bun succes! Mulțumesc! Bună ziua! Numele meu este Ilias Papagiorgiadis. Anule că edeți sunt prietenii mei, exagerează. Aici există cineva în sală care ține dieta? Să vă avertizez să aveți grijă. În ziua de azi, în Iași, azi, ieri, pentru Business Days, avem peste 100 de speakeri care ne spun lucruri foarte importante și ne spun cum să implementăm lucruri care ne pot schimba viața. Dar, din punctul meu de vedere, există ceva care trebuie să analizăm înainte. Spre exemplu, cine aici îi place spaghetele? Poate dacă sunt Sibiu și mai bine, și un sos frumos. Există cineva care poate găti spaghetele fără oală? Nu. Nu? Există cineva aici care le gătește după ureche sau după propria rețetă și după gustul lui? Cu gustul nostru, presupun. Chiar și cele mai bune rețete și inovații în gătit sunt formate întotdeauna în propriile noastre ustensile și adaptate propriul nostru gust. Deci, vă dau materialele cele mai bune. Dacă nu vă plac, nu înseamnă că sunt potrivite pentru dumneavoastră. Cineva care bea șampania? Eu nu beau. Cu alcool cineva aici? Ok. Dacă este o băutură bună, scumpă, e ok? Vă place? Există șampanie care nu se fi maturat în butoaie? Nu. Există șampanie care nu este îmbuteliată în sticla potrivită? Nu. Savuram o șampanie, de fapt, când savuram asta, savuram un lichid excelent, maturat și îmbuteliat corect. Orice noutate în producerea șampaniei a fost bazată pe reguli, principii, bună înțelegere a pieței și materiilor prime. Și ce legătură au asta cu inovație? Orice inovație
începe cu cine sunt eu cu adevărat și cine sunt clienții mei. Asta am dezvoltat un pic în conceptul meu care se numește teoria oglinzii. Ce este asta? Dacă vorbim despre inovație, aici e vorba de a cunoaște avantajele noastre și a clienților noștri, să direcționăm mintea noastră spre inovația adevărată. Există 4 plus 4 lucruri care ne definesc ca oamenii. Fiecare dintre noi avem 4 elemente de bază. Fiecare dintre noi avem 4 avantaje unice. De obicei, lumea ne spune trebuie să te autocunoști bine, dar nu prea analizează cum să faci asta, cum să ajungi acolo. 4 elemente de bază, rădăcinile noastre sunt diferite pentru fiecare. Cum am crescut? Gândiți-vă un pic. Fiecare are o altă poveste de viață. Care este trecutul nostru? Care sunt alegerile noastre în viața până acum? Și dacă vorbim de afaceri, joburile pe care le-am avut, interacțiunea cu clienții noștri, proiectele noastre în care ne-am implicat, nereușitele noastre și alegerile pe care le-am făcut. Asta definesc cine este fiecare om. Și propunerea mea este, când e vorba de inovații în management, să stăm înainte, să analizăm cele 4 plus 4 elemente. De ce? Vom ajunge la cine suntem noi. Dacă ajungem acolo, atunci pasul următor este să căutăm un pic despre avantajele noastre. Când ne uităm în oglindă, ce vedem cu adevărat? Cine suntem noi sau influențați din orice vedem altceva și nu vedem avantajele noastre? Azi avem 4 elemente de bază, fiecare, și încă fiecare are 4 avantaje unice. Spre exemplu, eu pot vorbi în public, altcineva nu poate să facă asta. Dacă este vorba să creăm un concept și eu nu pot să stau într-un birou, să stau 12 ore să muncesc, nu pot să fac treaba asta și invers. Nu se potrivește totul pentru toată lumea. Dar aceste 4 plus 4, oricine aici în sală le are, le-a dezvoltat, nu știu. După teoria oglinzii, pasii ar fi, 1, să înțeleg cine sunt eu. 2, să îmi direcționez energia și creativitatea către ce știu să fac mai bine, ce îmi place să fac mai bine. 3, să înțeleg cine sunt clienții mei. De obicei, lumea nu face asta. Și acolo ne pierdem cumva. 4, să identificăm nevoile lor. 5, să armonizăm ideile noastre cu nevoile clienților. 6, să implementăm. Și așa ajungem la inovație. Pentru că inovație fără răspunsul la întrebări, cine sunt eu, unde vreau să merg și de ce și cum ajung acolo, dacă nu avem inovație cu implementare, ce rămâne? Niște cuvinte frumoase și niște gânduri nobile. Proiectul meu se numește Teoria de Oglinda și propun să ne întoarcem în esență, să filtrăm informațiile, să adaptăm și să castigăm. Azi, la ora 4:30, vom analiza mai multe despre asta și la 6:30 avem prezentarea completă al conceptului. Vă mulțumesc mult!